ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre o situație pe care o întâlnim adeseori, și anume momentul în care suntem atrași de cineva din punct de vedere fizic sau cineva este atras de noi din punct de vedere fizic, există chimie între noi, dar din punct de vedere emoțional, persoana respectivă nu poate să se implice în relație, respectiv eu nu pot să mă implic emoțional în relația respectivă. Chimia sexuală dintre doi parteneri, atracția fizică, este total diferită de atracția emoțională și spirituală dintre doi oameni. Mai exact, mie poate să-mi placă de o persoană, să-mi doresc să fiu cu ea din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere emoțional și mental să am convingeri diferite, emoții diferite, priorități diferite față de această persoană și, în afara acestei atracții sexuale pe care o am față de persoana respectivă, eu să nu simt nevoia să petrec timp cu ea în alt moment, în afară de interacțiunea noastră fizică. Eu să nu simt nevoia să o sun pe această persoană, eu să nu simt nevoia să-i spun ce simt, ce cred, cum mă simt. Și de foarte multe ori confundăm atracția fizică cu iubirea. Iubirea între două persoane include și atracție fizică, dar nu pot spune că iubesc pe cineva sau că cineva mă iubește dacă există doar atracție fizică. Și de ce spun asta? Pentru că în momentul în care cineva mă iubește, respectiv eu iubesc pe cineva, siguranța fizică, emoțională, mentală a acelei persoane este o prioritate pentru mine. În al doilea rând, eu mă interesez de ce face, de ce simte, de ce crede această persoană, fără ca ea să-mi solicite acest lucru, ci pentru că starea ei este importantă pentru mine. Pentru că eu sunt în mod direct interesat de ce face, de ceea ce simte această persoană și de ce gândește ea, pentru că vreau ca această persoană să fie parte din viața mea. În momentul în care vorbim despre o relație, vorbim despre conexiune sexuală, vorbim despre atracție fizică, vorbim despre chimie din punct de vedere fizic, dar nu putem să vorbim doar despre atracție fizică. Pentru că atunci, eu, dacă aleg să fiu într-o relație cu cineva doar pe acest criteriu, că îmi place cum arată persoana respectivă, că felul în care mă simt atunci când sunt cu această persoană îmi produce mie plăcere, în această situație, eu nu îl văd pe celălalt ca pe o ființă umană completă. Eu îmi iau din acea întâlnire o parte din ceea ce persoana aceea reprezintă, respectiv un obiect sexual sau un obiect al fanteziilor mele care poate să mă satisfacă pe moment. Sigur că nu aceasta este situația în toate cazurile, se prea poate ca mie să-mi placă de un om cum arată, dar la nivel emoțional și mental eu să nu găsesc în acea persoană un corespondent. Eu să nu găsesc în acea persoană un sprijin. Eu să nu pot să mă conectez cu sufletul persoanei respective. Și atunci este foarte important să conștientizez acest lucru și să nu forțez și să nu încerc să spun nu are nimic. Exact așa cum e conexiune sexuală între noi o să fie și alte lucruri. Pentru că se prea poate dacă eu simt într-un fel și dacă eu sunt într-o etapă de evoluție și celălalt este în altă etapă de evoluție să nu reușim să ne conectăm niciodată în profunzime, doar având la bază o inițială atracție fizică. Conexiunea cu un suflet pe care o stabilești este foarte diferită de conexiunea cu un corp. Și asta pentru că ceea ce eu experimentez ca și ființă umană din punct de vedere senzorial este diferit de ceea ce eu experimentez ca ființă umană din punct de vedere mental, emoțional și spiritual. O conexiune adevărată include și conexiunea fizică, dar nu are cum să fie doar conexiune fizică. Deci eu nu am cum să spun că iubesc un om doar în momentul în care vreau să mă întâlnesc cu el ca să fim împreună din punct de vedere fizic, să existe apropiere fizică, iar apoi în restul timpului eu să nu-l cunosc pe acest om. Eu să nu știu cine este acest om. Și dacă se întâmplă asta și eu nu-l mai cunosc pe acel om, este pentru că realmente nu înseamnă pentru mine mai mult decât satisfacerea unor anumite nevoi pe care eu le am într-un anumit moment. Deci, dacă vreau și îmi doresc o relație cu cineva, trebuie să fiu conștient că atracția fizică nu este suficientă ca să ne țină relația coagulată și ca să dureze, ca să
ca să putem să fim împreună și în restul orelor, în afara activităților fizice pe care noi doi le întreprindem. Pentru că o zi are 24 de ore și o săptămână are 7 zile. Și dacă eu, respectiv celălalt, nu are ce să-mi spună, nu are ce să-mi transmită, suntem doi străini care aleg să își petreacă o bucată de timp împreună fără ca acest timp să însemne ceva pentru ei din punct de vedere emoțional. În momentul în care eu înțeleg că cineva nu mă vede pe mine ca suflet, nu mă vede pe mine ca mental, nu mă vede pe mine ca și ființă umană, care are propriile ei stări, propriile ei gânduri, propriile ei nevoi și aleg să rămân într-o relație în care celălalt mă sună doar atunci când simte el, în care mă ignoră în restul timpului, în care nu este dispus să participe la nicio discuție despre noi, despre viitor, în condițiile în care nici nu există noi sau nu există viitor, problema nu este doar la celălalt. S-ar putea, de fapt, problema să nu fie la celălalt. S-ar putea ca problema să fie doar la mine, în sensul în care eu am o rană emoțională profundă și caut validare din afară, tocmai pentru că nu am avut timpul sau răbdarea sau puterea să mă ocup de acea rană care pe mine mă face să caut oameni care mă rănesc și care nu îmi oferă niciodată ceea ce eu îmi doresc. Pentru că un tipar emoțional de autodistrugere este acela în care eu râvnesc doar la lucruri, situații și oameni pe care nu-i pot avea, care sunt inaccesibili pentru mine și care îmi adâncesc rana respectivă. Sunt foarte multe persoane care ajung să aibă doar parteneri indisponibili emoțional și caută cu precădere acest tipar de parteneri. Odată pentru că asta este ceea ce au învățat despre ei că merită și ceea ce și-au programat cumva mental și emoțional că trebuie să primească, că doar atât pot să primească, doar atât există. Și în al doilea rând, există o respingere a propriului suflet care nu a fost integrat în activitățile mele, în viața mea, în ceea ce eu sunt, și atunci eu mă mulțumesc cu bucăți de trăire din ceea ce au ceilalți să-mi ofere, dar nu primesc la nivel emoțional și spiritual nimic de fapt. Iubire înseamnă să vrei să fii cu cineva pentru tot ceea ce îți oferă acea persoană din punct de vedere emoțional, fizic și spiritual și pentru tot ceea ce tu îi poți oferi acelei persoane. Dacă într-o relație aștept doar să primesc, nu vorbim despre iubire. Vorbim despre o satisfacere a anumitor nevoi, o satisfacere a anumitor dorințe sau pur și simplu despre un orgoliu exacerbat. De aceea, pentru noi, în orice relație intrăm cu un partener, este foarte important să vedem ce ne dorim noi de la acea relație, dacă celălalt este disponibil să construiască cu mine o conexiune emoțională și spirituală și mentală dincolo de conexiunea sexuală și, foarte important, dacă eu sunt cel care îi încurajează pe oamenii cu care intră în contact să aibă acest tipar de respingere față de mine, atunci este foarte clar că problema nu este la partenerii pe care eu îi aleg, ci este la mine, pentru că eu sunt cel care face alegerea. Nu am cum să vreau să fiu bine și să fiu fericit și împlinit dacă sunt într-o relație care îmi oferă mici improvizații ale a ceea ce ar trebui să însemne o relație. O relație este un om care e lângă tine și te vede așa cum ești tu, în toate ipostazele tale, și atunci când ești bolnav, și atunci când ești rău, și atunci când ești crizat, și atunci când te doare ceva, și atunci când ești trist, și atunci când n-ai chef să faci conversație. Și acel om este lângă tine pentru că alege să facă asta, nu pentru că îi spui tu, nu pentru că îi atrage atenția, nu pentru că îl obligi. Și atunci vorbim despre iubire. Despre cineva care alege să rămână lângă mine și să mă sprijine în ciuda tuturor defectelor mele, pentru că el la nivel emoțional și spiritual este ancorat într-o conexiune profundă și este prezent acolo. În momentul în care cineva mă vrea doar atunci când se plictisește, când nu are ce să facă, când este refuzat de alte persoane, când nu reușește să stabilească o conexiune cu altcineva și spune ok, haide că totuși mă întorc la această persoană, atunci aceea nu este iubire. Ci este pur și simplu o satisfacere a unor nevoi de ordin fiziologic sau chiar de ordin mental,
în care persoana respectivă pur și simplu vrea să aibă un prag de siguranță și vrea să știe că există cineva acolo dispus să fie prezent ori de câte ori el are nevoie, chiar dacă el nu face același lucru pentru persoana în cauză.